Salutare, colegi pescari, și bine ați venit pe canalul de YouTube Altacul. În acest video vă voi prezenta pas cu pas cum ne putem obține singuri avizul de la Poliția de Frontieră, necesar în partidele de pescuit de pe apele ce constituie granițele țării. Pentru a obține acest aviz, aveți nevoie atât de permisul de pescuit, cât și de copie după cartea de identitate în format PDF pe calculatorul dumneavoastră. Despre cum să vă scoate singur permisele de pescuit necesare pentru Delta Dunării, am făcut deja un video pe care îl puteți viziona dând click pe linkul din descriere a acestui material. Așadar, să începem. Am făcut o căutare scurtă în Google, după cuvintele aviz Poliția de Frontieră, iar primul rezultat este chiar site-ul autorităților. Dacă dăm click, ajungem direct în pagina cu formularul pe care trebuie să-l completăm pentru a obține avizul. Înainte de a trece prin formular, care este foarte simplu, vreau să menționez că zona de frontieră înseamnă mai mult decât pare la prima vedere, adică nu se referă doar la apele care sunt efectiv graniță, cum ar fi Dunărea, spre exemplu, ci la întreg teritoriul aflat pe o adâncime de 30 de kilometri față de frontiera de stat și țărmul Mării Negre către interior. Așadar, vreau să menționez acest lucru pentru că ar trebui să fiți conștienți că aveți nevoie de acest aviz chiar și mai mult înăuntru țării, în funcție de unde pescuiți. De asemenea, este încadrat aici și brațul Măcin. Știu că și asta e o zonă frecventată de pescari și atunci consider că trebuie menționată. Mulți nu citesc aceste informații, deși brațul Măcin, și pentru brațul Măcin aveți nevoie de acest aviz. Bun. Formularul, după cum am spus, este foarte simplu. Completăm numele, prenumele, adresa de e-mail. Aici fac o singură precizare. Eu am folosit adresa mea de e-mail atât pentru avizul meu, cât și pentru avizul tatălui meu, care nu avea o adresă de e-mail personală. Deci puteți face la fel și primiți ambele avize sau poate chiar mai multe pentru alți membri ai familiei sau prieteni pe aceeași adresă de e-mail dacă respectivii nu au o adresă proprie. Continuăm cu introducerea numelui de telefon, după care urmează datele de domiciliu cu județ, localitate, stradă, număr, bloc, scară, apartament. CNP-ul este absolut necesar, apoi seria și numărul cărții de identitate, după care aici trebuie să alegem județul pe raza căruia vom pescui. Dacă mergeți pe Chilia, spre exemplu, veți alege Tulcea și așa mai departe. Aici introduceți seria și numărul permisului de pescuit dacă aveți permis ANPA. Dacă aveți permis de Delta Dunării, de la RBDD, și aici este specificat, nu trebuie să mai completați aici nimic, ci doar mergeți mai departe la anexarea copiei după buletin, click, se deschide fereastră către calculatorul dumneavoastră, căutați permisul care trebuie să fie, cer scuze, buletinul care trebuie să fie în format PDF, îl atașați aici, după care la fel click pe Choose File și vă atașați permisul de pescuit în format PDF. Mai jos bifăm că suntem de acord cu termenii și condițiile, este evident, la cele două câmpuri de aici nu umblăm. Și mergem și dăm click pe expediere după ce am completat și am atașat toate fișierele necesare. În termen de 2-3 zile ar trebui să primiți răspuns de la ei, la mine atât a durat. Deci să țineți cont că nu se poate de pe o zi pe alta, durează undeva la 2-3 zile. Veți primi pe mail un fișier atașat care arată exact așa. Acesta este valabil numai însoțit de permisul de pescuit. Deci îl printați, le aveți împreună asupra voastră și nu aveți nicio problemă. Acest aviz este practic o modalitate de a anunța autoritățile de prezența voastră pe malul apelor care reprezintă și granițele țării. Lucrez la o serie de prezentări de locuri de pescuit. Primele două astfel de prezentări sunt deja disponibile și le puteți viziona dând click pe linkurile din descriere.
Am acoperit canalul Stipoc, care are legătură directă cu brațul Chilia, și balta DN7. Mâine urmează să abordez o nouă baltă, așa că nu uitați să vă abonați, să dați click pe clopoțel pentru a fi notificați când videoul va fi gata. Vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă ați fost anul acesta la pescuit pe apele frontieră sau dacă plănuiți să vă duceți, pentru că și eu sunt interesat. Cam atât pentru astăzi, ca de obicei, Baltacul vă urează un an plin de capturi majore.